Bună și bine ați venit pe acest canal și fac filmarea asta din nou, filmez din nou pentru că m-am apucat, am vorbit vreo 3 minute și m-a sunat soțul meu pentru că avea pauză și a trebuit să-i răspund, așa că reiau din nou. Și vă spun că azi avem un unboxing de la Oriflame și am aici și catalogul, cam așa arată. Mai avea oferte de care aș fi vrut să profit, dar mi-am propus în ultima perioadă să fac și eu ceva economii, așa că nu o să mai dau banii pe toate prostiile pe care le văd. Și chiar dacă nu am făcut un dream board, cum am văzut că fac majoritatea persoanelor de pe YouTube la începutul anului, să știți că eu am o listă cu dorințe pe anul acesta, de fapt avem o listă cu dorințe pe anul acesta, eu și soțul meu, așa că da, încerc să ajut în sensul ăsta și să economisesc bani, să nu cheltui, să economisesc. Așa că da, haideți să-i dăm drumul. Aici am facturica și o să vă arăt ce mi-am comandat eu, ceea ce aveam nevoie, chiar aveam nevoie. Și mi-am comandat fondul ăsta de ten de la The One, Everlasting Sing Foundation cu SPF 30, nuanța Vanilla Neutral. Și o să vă întrebați de ce așa deschis, cred că este nuanța cea mai deschisă sau a doua nuanță de la fondul ăsta de ten. Cu SPF 30, nu știu dacă am menționat. Am luat fondul ăsta de ten pentru că mi s-a terminat chiar astăzi fondul de ten cel mai deschis pe care îl aveam, cu care îmi deschideam fondurile de ten. Nu știu dacă v-am vorbit, dar am luat eu la un moment dat de la The Ordinary un fond de ten care îmi place atât de mult, însă este mult prea închis pentru mine, cel puțin acum, poate pe luna viitoare, pe la sfârșit, dacă mă mai bronzez, mi-ar fi bun. Dar trebuie să-l deschid și nu mai avem niciun fond de ten deschis, așa că l-am luat pe ăsta pentru că știam că îmi place mult fondul ăsta de ten și el așa, de la sine, fără să îl combin cu un alt fond de ten, îmi place mult fondul ăsta de ten. L-am folosit și pe el singur și îmi plăcea foarte mult, dar pe ăsta de data asta l-am luat să-l folosesc în combinație cu acel fond de ten, plus că mai am unele fonduri de ten pe care vreau să le mai deschid, depinde de ce nuanță am nevoie. Deci da, ăsta l-am luat eu și a fost 40 de lei. Mai departe, stați să vă mai arăt ce am mai luat eu și vor mă arăt ce am avut pe comandă. Eu mi-am luat măștile astea de păr și am în felul următor. Am aici un Hair Smoothie Mask cu avocado organic. Cam așa arată și a fost, cred că, 6 lei. Mai am aici încă una reparatoare cu papaya, la fel, organică. Și mai am aici una cu banană, pentru păr uscat, la 30 de ml toate sunt. Deci cam așa, astea trei le-am luat. Și să știți că nu o să opresc decât una, o să mă gândesc la care, iar pe astea alte vreau să le pun în niște cadouri, de astea le-am și luat. Și am înlocuit taxa de manipulare a comenzii ca să nu o plătesc. Am luat acest... De fapt, aveai mai multe variante, cred că vreo 4. Dar eu am ales gelul ăsta anticelulitic la 150 ml, care vine cu dispozitivul ăsta. Cred că ăsta m-a încântat cel mai mult. Și m-am gândit eu să îl folosesc pe abdomen și pe picioare, pe pulpe, mai exact, pe unde am celulită, să văd ce și cum. Cred că a fost vreo 20 ceva de lei, n-a fost foarte scump, 25-26 de lei. O să vă spun dacă funcționează sau nu. Și am avut în felul următor, pe comandă, o clientă și-a luat parfumelul de bărbat, cred că da, apă de parfum, Giordani Gold Man, a fost la 85 de lei, cam așa parcă, să-l pun aici. Și a luat și Giordani Gold Woman, la fel o apă de parfum care are 50 de ml. Asta vreau să verific ceva, ăsta cât are. Ăsta are 75, ăsta are 50. Deci a luat un set cumva. Și am mai avut pe comandă o pudră din asta, On Color Power Face Powder, nuanța porselein. Cam așa arată, a luat o clientă pentru că a văzut-o la mine, i-a plăcut și a vrut să o încerce. Iar ultimul produs este de la Giordani Gold, Serum Boost Primer, la 30 de ml. Pe ăsta și l-a comandat nașa mea, haideți să vi-l și arăt, pentru că i-a plăcut foarte mult când am machiat-o, am folosit
acest primer i-a plăcut și a zis că îl vrea și ea. Doar că eu am varianta aceea, nu am aici lângă mine, mă uit încolo pentru că am ăsta acolo de toaletă. Am varianta aceea mai bobâlcată, dar același produs, doar sticla diferă. Și ăsta a fost la 40 de lei. Și cred că, da, cam atât. Cam atât cu comanda mea. V-am zis, nu am avut o comandă foarte mare, deci dacă stau să mă gândesc, mi-am luat, cred că, 3 produse. Mai mult gelul ăsta l-am luat așa că trebuia să înlocuiesc taxa de manipulare. Dacă ar fi fost în catalog, dacă ar fi fost să mi-l iau din catalog, clar nu l-aș fi luat, pentru că, nu știu, nu aveam nevoie neapărat. Dar trebuia să-mi iau un produs și ăsta a fost produsul care mi-a atras atenția cel mai mult, cel mai ok și da, m-am gândit că ar fi fain să-l încerc. Cam atât pentru astăzi, vă pup, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!